Pentru că am avut nevoie la țară de un convertizor de frecvență pentru o sfărâmătoare de porumb și un zdrobitor de mere, motoare diferite, am zis că hai să-mi iau un convertizor de frecvență de 2,2 kW. De la chinez au ieșit prin AliExpress 270 de lei. În România nici n-am văzut exact cât costă. Așa, la primul aspect, pare destul de solid. Am văzut că are și ventilator, un fel de cooler, un răcitor. Primul aspect, înăuntru, dispozitiv electronic, alimentare monofazată, pe 220, nouă fază, pământare și trei fire care se leagă pentru motor, adică firele care vin de la motorul trifazic și alimentarea va fi monofazată pe 220, așa mi-am comandat pentru că n-am curent trifazic. Am văzut că mai are și aici niște contacte, cred că pentru comandă la distanță. O să studiez altădată despre ce e vorba. Eu deocamdată n-am nevoie de comandă la distanță. Display-ul ăsta am văzut că e detașabil. Vine cu un manual în limba engleză. N-am apucat să mă uit pe atent prin el. Ăsta e cel pe care l-am eu. Alimentare pe 220, monofazat și firele care vin de la motor. O să leg motorul trifazic în stea, display-ul. Am văzut că are niște parametri presetați. De exemplu, parametru 0, frecvența de bază, 50 Hz, se reglează între 0 și 600, o setat din fabrică 50 Hz. Parametru 1, pornire, oprire, comandă sursă. E setat pentru comandă externă. Acum sunt curios dacă comanda externă e întrerupătorul ăsta, adică potențiometrul ăsta sau display-ul propriu-zis sau o comandă externă legată de aici, pe niște întrerupătoare, potențiometri și așa mai departe. Parametru 2, 3, 4 și așa mai departe. Toți parametrii setați de fabrică la o anumită valoare, minime, maxime, în care poate oscila. O să-i fac și o probă să vedem cum merge. I-am făcut legăturile, cum am zis. Deci trei fire vin de la motorul trifazic, se leagă acolo unde v-am zis și alimentarea pe 220, priză normală. Băgăm în priză. Am început să clipească ceva. Cred că trebuie să-i reglez frecvența. O să-i urmăresc până la 50 Hz, cât are priza. Îi dau set, adică să ne memoreze. Stop run. Atât. Și văd că dacă e mărim, are 1,8 frecvență, a început să se învârtă. Îi dau un pic frecvența mai mare. O să-l oprim. Stop. Aici mai are un forward, cred că să dea înapoi și în față. Hai să apăsăm pe el. Da, mi s-a prins aici. O să vedem dacă se învârte invers. Da, se învârte invers. Îl dau mai pe mic.
e 1,7 mO. Îi dau stop. Îi dau stop, are și un cooler care se retrage din când în când. Îi dau să învârt înapoi. Run. Și a început să se învârtă în partea aia. Deci, scula cred că a meritat 2.700.000. Și se pare că cu valorile presetate mere cum trebuie. Încă nu m-am prins exact cum se bagă parametri aici, dar mă-i prinde. Când voi avea nevoie. Cam asta e tot. Mulțumesc!